Ziua 169. Oamenii tind să stea agățați și cu cât te agăți mai tare de celălalt, cu atât mai temător devine el. Celălalt vrea să scape pentru că are o teribilă nevoie interioară de a fi liber. Nevoia de libertate este mai înaltă decât orice altă dorință, mai profundă decât orice altă nevoie. Așa că poți sacrifica iubirea, dar nu poți sacrifica libertatea. Nu e în natura lucrurilor. Nu poți face nimic în privința aceasta. Prin urmare, adevăratul extaz se întâmplă numai în solitudine. Solitudinea este o artă, întreaga artă a meditației. Să fii complet centrat în ființa ta, fără să-l dorești pe celălalt, fără să tânjești după celălalt. Să fii într-o asemenea odihnă cu tine însuți, încât să nu ai nevoie de nimic altceva. Asta este solitudinea. Ea aduce extazul eter. Odată ce l-ai primit, te poți bucura și de iubirea ta, pentru că nu trebuie să depinzi de extazul ce vine prin iubire, căci îl ai deja. Iubirea va avea apoi o dimensiune cu totul diferită, o aromă diferită, o calitate aparte. Asta înseamnă a împărtăși, iar acest lucru nu creează captivitate. Prin urmare, meditația e pe primul loc, iar iubirea pe al doilea.